Bun găsit! Pentru moment, problema furnizării agentului termic pare rezolvată de municipalitate. Administrația a făcut demersurile necesare către București pentru accesarea creditului pentru care Consiliul Local și-a dat acordul și care va fi folosit pentru asigurarea stocului de combustibil necesar producătorului de energie termică. Primarul Sucevei Ion Lung a declarat că nu a mai fost notificat de producătorul de energie termică pe problema furnizării căldurii, dar municipalitatea a înaintat documentația necesară pentru accesarea creditului de 5 milioane lei, bani care vor fi folosiți pentru asigurarea acestui serviciu. Noi cu celeritate am înaintat documentația la trezorerie. Înțeleg că e plecat de la trezorerie la Suceava, la București. Ea trece prin Comisia de Împrumuturi, pentru Comisia Specială la Ministerul de Finanțe. Suntem pe drumul cel bun și ați văzut că nu este altă soluție și bine că ne-am grăbit, că a venit București din urmă cu 248 de milioane față de 5 milioane ale Sucevei și sigur că dacă noi eram atenți, riscam să pierdem, să nu mai prindem finanțare. Sper să obțin acei bani, să vină banii la bioenergie și să nu avem nicio fel de problemă cu căldura și apa caldă în municipiu. Între executiv și deliberativ, în două rânduri, în plenul întrunirilor, accesarea creditului a fost o temă extrem de dezbătută. În cele din urmă, membrii Consiliului Local au aprobat împrumutul în ideea de a nu lăsa peste 50.000 de suceveni fără căldură în locuințe.